Pentru mișcarea de rotație a unui solid rigid nu este importantă doar masa, ci și modul în care este ea distribuită față de axa în jurul căreia se rotește solidul. Mărimea care ține locul inerției pentru mișcarea de rotație a solidului rigid se numește moment de inerție notat cu I mare. El are ca unitate de măsură kilogram ori metru pătrat și depinde de axa de rotație. De pildă, un cilindru are față de axa de rotație care trece prin centrele bazelor momentul de inerție 1 pe 2 mR pătrat, unde m este masa lui și r mare este raza. În schimb, dacă se rotește în jurul unei axe perpendiculare pe axa lui care trece prin mijlocul lui, momentul de inerție este 1 pe 12 m pe lângă h pătrat plus 3 r pătrat, unde h este lungimea generatoarei, înălțimea cilindrului. Vedeți acum un tabel cu momente de inerție pentru diferite corpuri și axe de rotație, iar în cursul de aplicații momente de inerție puteți vedea câteva exemple de calcul a momentelor de inerție. Fiecare mărime fizică legată de mișcarea de translație are o mărime corespondentă pentru mișcarea de rotație. Și puteți vedea acum un tabel cu principalele relații de corespondență. Toate formulele care se referă la mișcarea de translație au formule echivalente pentru mișcarea de rotație. Le găsiți prin înlocuirea mărimilor de translație prin mărimi de rotație. De pildă, legea spațiului în mișcarea uniform variată devine legea unghiului. Formula principiului fundamental se scrie pentru mișcarea de rotație m egal cu i ori epsilon. Iar formula lui Galilei devine omega pătrat egal cu omega 0 pătrat plus de 2 ori epsilon ori alfa. O mărime foarte importantă pentru mișcarea de rotație este momentul cinetic notat cu litera L mare. Pentru un punct material, momentul cinetic față de un punct se definește ca fiind produsul vectorial dintre vectorul de poziție și impulsul punctului material, fiind deci momentul impulsului. Asta înseamnă că el se calculează cu formula pe care o vedeți. Pentru un solid rigid găsim formula de calcul a momentului cinetic prin analogie cu formula impulsului. Impulsul fiind masa înmulțită cu viteza, momentul cinetic trebuie să fie corespondentul masei, adică momentul de inerție, înmulțit cu corespondentul vitezei, care este viteza unghiulară. Formula momentului cinetic ne arată că acesta este un vector perpendicular pe planul determinat de R și P, iar pentru un solid rigid este un vector care are aceeași direcție ca axa de rotație. Momentul cinetic este una dintre mărimile fizice care se conservă. De aceea, dacă scade momentul de inerție, crește viteza unghiulară. Tot datorită conservării momentului cinetic, un titirez sau un giroscop își păstrează direcția axei de rotație. Și tot datorită conservării momentului cinetic, planetele rămân mereu în același plan în rotația lor în jurul Soarelui.